Strategia de dezvoltare locală mai amplă conține domeniile specifice de activitate. Cultură, educație, sănătate, social, partea socială și, bineînțeles, economic. Și toate acestea vor forma o strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung al comunității Câmpia Târziu. Altfel nu se poate. De ce nu se poate? Pentru că orice dezvoltare locală are nevoie, în primul rând, de resurse. Resurse financiare. Resursele financiare în administrație vin din taxe și impozite și pot veni din proiecte și programe. Proiecte și programe finanțate de către organismele care finanțează, de fapt, astfel de proiecte. Aceste organisme au o procedură de lucru. O condiție este să ai, de fapt, o strategie aprobată, pentru că este un punct forte pentru tine în momentul când accesezi acele fonduri. Ministerul Dezvoltării, fondurile puse de Uniunea Europeană au ca și condiție acest fapt. Noi am dorit, dacă tot sunt atâtea ONG-uri aici și mai multe instituții locale în ceea ce privește planul de strategie pe partea culturală, noi am dorit să fim susținuți în ceea ce noi, ca ONG-iști, vrem să venim și dorim ca celelalte părți să se implice. Niciodată, și îmi cer scuze dacă am spus, acum câteva zile că partea locală nu s-a implicat, am spus-o pentru că dorim să facem activități pentru societatea civilă, în special copiii. Dacă copiii n-au educație, pe viitor vom avea adulți analfabeti și atunci contează foarte mult primii pași când poți dezvolta împreună cu copiii din localitatea noastră activități pe care noi, ONG-știi, le facem voluntariat. Vă mulțumesc! Apreciez în mod deosebit ideea de a face această strategie și este extraordinar când cineva care știe și poate și vrea să o facă, și asta mă refer în special la Petre, pentru că sunt convinsă că el este în spatele acestei strategii cu toată implicarea. E extraordinar fiindcă se pune în strategie un concept. Nu vorbim de cultură cum am vorbit până acum, apropo de ce înseamnă poezie, teatru și așa mai departe, ci cultură înseamnă mult mai mult. Și faptul că este pus într-o strategie pe termen scurs și mediu, mi se pare un demers extraordinar. Aș vrea să fac o sugestie, dacă îmi permiteți. Este unul din obiective vis-a-vis de stoparea emigrării. Bine, ca sugestie doar și nu trebuie neapărat luat în considerare. Cred că stoparea emigrării este, de fapt, ar fi o consecință la încurajarea stabilității. Orice colectivitate, în mod natural, generează o elită. Elita aia devine elită adevărată când devine conștientă de faptul că reprezintă elita colectivității. Atunci ea devine factorul determinant, factorul orientator, să zic. Am fost la multe activități și în sala de spectacole. Eu zic că cine e aici, e lumea bună. Nu prea des am văzut lumea bună la astfel de întâlniri. Și atunci eu v-aș propune să considerăm, să ne considerăm că oarecum suntem o parte din elita orașului, că nu vom fi toți aici, și că la astfel de manifestări culturale care generează solidaritate socială și culturală am fi cam datori să participăm. Deci, în loc să considerați activitățile astea ca o datorie cetățenească de oameni care ar trebui, n-ar vrea să folosesc cuvinte demonetizate, dar ar trebui să fim oarecum exemplu demn de urmat. Chiar și pentru tinere și pentru copii. Că, până la urmă, copiii după cine se iau? După exemple. Exemplele pot să fie bune, pot să fie proaste. Hai să fim noi exemplu bun. Nu pot să vă spun decât că vă stau la dispoziție și stau la dispoziția celor care se ocupă de această strategie prin tot ceea ce știu eu să fac, prin artiștii pe care îi coordonez și de care mă ocup. Maestru Gheorghe Zanfir a vorbit aseară cu dânsul și sprijin această inițiativă a voastră. Și mulți alții o să se alăture acestui lucru. Eu o să vin de fiecare dată când o să fiu chemat și o să vin cu mare plăcere. Vă mulțumesc!